Vremea s-a răcit ușor, dar temperaturile rămân de primăvară. La Giurgiu Mercurul din termometre au arătat maxime de 13 grade Celsius. Vremea rămâne în continuare pe timpul zilei mai caldă decât normalul acestei perioade din an în aproape toată țara, dar nu vom scăpa de ceață. Miercuri la Giurgiu cerul va fi parțial noros, ceață dimineață, iar spre amiază temperaturile se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius. Noaptea valorile temperaturilor scad la 1 grad. În celelalte regiuni temperaturile se mențin ridicate, neobișnuite pentru luna februarie, iar la munte va ploua pe alocuri. Marți în Bolintin se vor înregistra 10 grade, la Mihăilești 9, la Ghimpați și Izvoarele 11 grade, la Hotarele și Comana 12, iar la Giurgiu se vor înregistra 14 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 11 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 762 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 15-25 de centimetri, cota probabilă 229 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 71%.